azi merge să colantez și Saru și nimeni nu prea s-a prins care o să fie răutarea cu lanele, deși eu am dat câteva licuri. Stai, uite, mă duc să le mă putea vestat. Băi, nu vă zic care e culoarea. Vreau să scriți în comentarii, ca prin noi acum o să mă vedeți alb negru, nu? Bine, vă zic, e un roz. Hai că roz. Bun, scrieți acolo în comentarii care e culoarea. Sunt curios cum o să pot să o bag în mașină, că are... Are... Cât are? 2 metri? 1.54. Scrieți ce e într-o bagaj, că nu l-am mai deschis de... Ce vinzi aici? Ia, ia, ia! Wow. Da, mă! Am ceva. Deci aici am discurile alea pe care le-ați văzut în videoclipul cu... Când am pus telefonul. Cât ai bucata? Șeful e puțin folosită, e ruginită de la apă. Atât. Dacă pui o fână s-a dus. Nu sunt rectificate ceva? Sunt Brembo, dar am scutat eu la jos Brembo că eu îți bea modest și nu-mi place să se vadă. Nu știu, dau și 5 milioane bucata de bani șeful. Doamna vine și ea la pachet? Doamna nu, asta e Mihaela, cine știe cunoaște. Vezi cum arată sacul de schi? Eu nu știam că a sac de schi aici. Na, belea! Stai. Ce stă băiatul meu aici? Mâncaia-și gura lui. Mă, abia aștept să o colantez. Bă, vă știți cum o să arate? Deci vă dau un indiciu. E o culoare rară de la Porsche. Ena. Ata v-am zis, să moară ea. Mamă, dar e cald rău și mașină și peste. E încinsă tiga aia. Hai să mergem. Auzi? Apropo. Da. Așa, fii atent. În primul rând, ne mergem să colantăm mașina, da? Să lăsăm mașina la colantat. O să mergem la băieții de la Perfect Finish, de la băieții noștri acolo. Deci, dacă vreți să colantați o mașină, mergeți la Perfect Finish și ziceți că veniți de la Bisuit. Dacă vreți să veniți cu colantul vostru sau mergeți la... Oricum, sunt băieți... Bă, deci zici că te duci la un șpriț. Așa mă simt că mă duc acolo. În primul rând, știu că mergeți cu colantul mașina și că e treaba lor să spele și așa, dar nu pot să las mașina așa. Așa că mergem să spălăm tigaia, că nu pot să plec mașina din cartier nespălată. Hai acolo! Așa, tata, am ajuns să spălăm mașina. Deci, prima oară este foarte caldă mașina, popseaua, gen. Îi dau o mână de apă, așa, să o răcesc. Și după aia... Cum adică de ce? Să nu se usuce soluțiile, bă. Da. Deci asta n-a mai fost spălată de 200 de mini și asta doar în soare. Ia de zi, dați-vă cu stapa pe mașina acum. Da, asta pe aia să zic și eu. De parcuri, da? O să rămâneți șocați! Ce ai zis, mă, băieți? O să rămâneți șocați! Nu am înțeles ce ai spus. Mamă, mă, m-am speriat eu. Ia. Vezi că chiar e rece. E bine. Păi ești nebun, chiar a funcționat. Bun, tata, acum începem cu trafic. Deci, în primul rând o să spăl mașina cu soluțiile Prian, care, atenție, este brandul meu și al lui fratele meu. Adică nu vă vând prostii. Pe încredere, da, hai să vedem, fiți atenți. Asta ce e, mă, tata? Trafic. Deci cu asta începem. Numește E01 pentru că este prima soluție pe care o aplicăm la spălarea mașinii. Adică luăm toată praful ăsta, rutier și căcaturile, exact, de pe stradă și mai ales că asta a fost parcată în soare cu nisip și așa și doar pulverizăm așa pe aia, bine? Da, pe mașină, nu în aer. Te-am scuze, frate. Merge foarte bine și la insecte. E, dar ce insecte? Că nu prea... Insectele se lipesc de mașinile care merg, nu? Cu permis! Cu permis? Pe capotă dau? Peste tot. Gândește-te, cum să vii? Să fii un nerd ăla de vine la spălătorie și spală mașina la fiz, așa, cu spumă, dă cu spumă, dă cu apă și după aia pleacă și la fel de murdară. Și ce zic? Dar nu știu dacă se vede pe cameră. Uite cât de jegoasă e și zici că e trebuie... E de plastic. Da, zici că trebuie... Zici că trebuie... Da-i, amă... Polișată, mă. Sper că ați văzut că de data asta am șters obiectivul și nici n-am mai făcut așa cu camera. Am văzut că m-ați rupt în comentarii, m-ați înjurat toți. Bă, îmi pare rău, dar nici nu-mi pare că m-am distrat alea că în comentarii. Să le citiți pe alea de la vlogul trecut că muriți de râs. Era murdar obiectivul, dar n-am văzut că nu stai să te uiți la obiectiv. Da, cu colo o să stau, da. Și acum după ce e decontaminată, tata, avem aici mănușa tot de la Prian, le găsiți pe toate de site. Auzi, dar nu e, mă, și un pachet complet cu toate astea pentru spălări? Da, se numește Self Wash Exterior.
Selfash exterior. O, dracu. Și cât e tata unul ăsta? 300 de lei, tata. Te ajunge la 3 milioane? Da, tata. Tot ăsta. Pe mașina de 3-4 ori. Asta, deci, cum fac eu? Plezesc aici mânuța asta. Asta da? Zboară, dar e cum e aici. Și acolo nu zboară? Nu. Ce p***a e logica? Așa. Bani aici, super spumă, tata. Sau spumă frișcă, dacă știi ce zici. Detailing se face la mașină. O extorsiune acum. Mama, bă, tu mânduși m-a făcut căcat. Dar coada cu mânușa? Întotdeauna începem cu partea de sus, niciodată cu partea de jos. De ce? Pentru că cea mai multă mizerie este jos. Noi vrem să nu zgâriem boxa. Dar asta o știu și eu, întotdeauna mișcări circulare. Ești mare idiot. Întotdeauna mișcări drepte, nu circulare. Stăm de la plafon și coborâm progresiv către față. Nu înțelegeți, eu învăț tot acum. Știi, eu, noi suntem exact ca cobra take-ul ăla. Unul e de fațadă așa. Unul e papagalul și altul e ăla cu creierul. Acum, ziceți-mi care e papagalul și care e ăla cu creierul. Știți că doar Andrew apare pe camera asta mult. Cine? Tristan Andrew. Oh. Yeah, like the ball guy. Mamă, uite ce mână am, ești de bun. Pentru spălări, cosmetizări și desfundări. Desfundări? Ai înțeles tu. Și acum? Hai, parbriz. Și vezi că am schimbat și fața. Da, și alternând și fața. Păi doar pe asta am cu asta figurez, tata. Te învârți așa în jurul mașinii câteva ori până amestești și e curat tot. Da, îmi place. Bă, ce înseamnă, tata, să ai da, umor. Ia uite-l pe ăsta. Bă, trebuie să ai umor, bă, în viață, să fii fericit, bă. Bă, fiți fericiți, mă, râdeți. Deci vlogul ăsta, tata, îl fac de 30 de minute, cum i-aș știut toți. Că ba, le fac prea scurte, că ba. Da. Aici folosim o pensulă specială. Folosești pe măta, dai cu jetul. Pentru cei care vă, pentru colegii detailer, știu că vă cringiți toți. Care sunt, mă, ia, care, ia. Zici, dați-mi mie numele, hai. Ia uite aici. Care, ce fac ăla de? Nu mai dau. Bara asta ce zice? Bara asta trebuie schimbată, punem una de M6. Da? Distronicul al curățăm? Da, aș fi curățat Night Vision-ul, dar... Aaaa... Așa de aici la Distronic, tata. Se vadă că are. Nu mai pot. Te rog frumos, gata. Hai că n-ai făcut bara din spate. Coi, nu mai pot. De pe bune. Off topic. Aici ce facem pe zona asta? Băga. Cum mă n-am făcut asta, că am făcut-o la statul? Până jos. E, până cu. Păi uite ce bătătură am putut la tenis. Da, la tenis. Dai direct? Da. A, era tenis de șefii mei. Pă bune, m-am jucat tenis de când pierzi mii. Da? Deci asta este magia. Dar asta o dai doar dacă ai mașina curată, tata. Factory gloss. Ceară, tata. Dar fiți atenți, ceară. Veniți încoace. Unde dau, mă? Stai, ai greșit. Nu este ceară. Este ceară de înaltă tehnologie. Chiar e. Ce mă cancerul ăsta? Păi de aici. Deci... Asta e o numesc pătură. Da? Chiar. Băi, ești prăzut. Dar de cum funcționează? Se strânge apa. Ai băgat vreodată o lămâie uite, în gură? Uite, vină ca. Serios vorbesc. Nu, filmează și eu chiar sunt fascinat, bă bune. Nu că e doar 60 de lei și te ține 3 luni când ai asta, e așa, bă. 60 de lei e? 64. 64. Să moară băieții, vă cer pe băieții. Te mai trebuie. Ai băgat vreodată o lămâie în gură? Da, așa. Ok. Asta este astringentă pentru vopsea. Ce e? Astringentă. Cum? Aha. Hai, dă-i acolo. Dă-i, vezi că ai dat cu Astroworld ăstea. Ia, băi, se pare ireal, dar de ce se întâmplă asta? Știi care e problema? O să te înjură ăștia acum că nu se mai lipește colantul. Da? Pă bune? Da. Te mai dau? Hai, să dau la șmirghe. Zi mă, pă bune. Nu vezi? Nu. Ce? Băi, ireal! Ia, parbiți, parbiți. Și cea mai importantă piesă, prosopul, că le-am tot văzut pe alea pe TikTok, la 160 de lei, 100, care sunt toate din China aduse,
și rebranduite, tată. Bă, ceva inteligent. Adică faci banul. Deci al tău l-ai făcut tu, ăsta? Nu, tată. Mai încheiat aici. Uite-l cât de gros e, uite-l cât de mare e și ștergi două mașini cu el, e foarte absorbant. Ce? Două mașini, da. De 4 ore ștergi pe asta. Eee, fii atent. Mamă, și că sala... Oh, oh, oh! Ireal! Ce puteți să iei? Dar cât e ăsta? 99 de lei. Bă, pune-mă, tată, mai sus, face niște bani. Ia vezi, tată. Ce vrei, mă, noi nu jegmănim oameni. Bă, bă, pune. Și știți vorba aia. Știi și voi că nu le jegmănim, adică toți care au primit husal, nu mă lăsați, nu. Că toată lumea știe codul Bixoi și așa pe Mobile Fox, dar toți care au primit-o, bă, chiar au fost fericiți și le-a plăcut. Eu asta... Dă-i mai repede. Nu să mă să vorbesc eu cu oamenii mei. De de-aia fericinul că scot niște bani de la nu știu ce, bine, și de-aia de bun. Intră banul. Intră banul, vine pachetul M, din geantele alea. În mod colant, am văzut. Gata, băieți, am spălat, uitați-vă cum arată acum, după șters, după ceară, după tot. E curățică, avem colantul în portbagaj. Hai să mergem la băieții de la Perfect Finish și să vedem ce o să zică. Ei încă n-au văzut colantul și sunt curios câte zile o să o facă. Hai acolo. Hai, fii, deschide portbagajul și zici sincer reacția la, la culoare. E în vlogul ăsta. Da, nu, nu are nici soft close. Păi nu se pune pe striga 6. Hai că e bine. Să vedem. E de la bun sau e de la prost? Are și release. Surprinzător. Hai să vedem. Hai, da. M-ai filmat de aproape, o să zică lumea că ia uite, n-are unghiile tăiate. Păi da, eu, ia uite copite. Ia. Pare ok. Deci am comandat Bolt și vine senseiul. Am plătit cu cardul 70 de lei și a plecat spre Cosmopolis. Și eu sunt tot aici. Adică, ia, fii atent. Și nici nu merge să-l sun. A, apel prim. Ia. Gata, tata, am ajuns acasă. Am lăsat mașina colantat. Eu v-am lăsat aici. Nu uitați dacă vreți să vă luați și voi produsele alea de spălat mașina. Așa, aveți link în descriere. Pe Prian. Oh, mi s-a sudat gura. Pe Prian. Eu am fost Bisoi și să sugeți pur...